Salut Mixinside! Eu sunt Crețu Adi și astăzi vă voi încânta cu un cocktail numit Honey Passion. Pentru asta vom folosi Staienskaya Silver ca și bază alcoolică. Vom începe prin a pune gheață în cadă pentru a o răci și a o menține rece cât timp preparăm. Pe urmă vom pune puțină gheață în shaker. La acest preparat vom folosi 60 de ml de Staienskaya Silver. Sirop de fructul pasiunii cu miere, tocmai de asta se numește Honey Passion. Acest sirop este făcut chiar de către mine în casă, vom folosi 20 de ml. Și are această culoare mai roșiatică, tocmai pentru că am pus și coaja fructului. 10 ml de fresh proaspăt de lime. Și nu în ultimul rând, vom folosi și fresh de ananas, 40 de ml. Vom scurge și shaker-ul. Acum vom omogeniza băutura. Vom scurge puțin și cana, pentru că gheața s-a cam topit și o vom completa. Iar pentru a turna vom folosi un strainer. Și nu în ultimul rând, vom folosi fructul pasiunii ca și garnish. Acesta este preparatul meu și nu uitați, stați acasă!